Da. Domnule Calestru, în opinia dumneavoastră, ce acțiuni trebuie să întreprindă statul într valorificarea potențialului turistic regional? Da, bună seara încă o dată. Eu reprezint Institutul voltare și Expertiza Proiectelor. Este o platformă pentru discuția dintre actorii cheie din regiune asupra diverselor proiecte ce pot fi realizate într-un interesul cetățenilor Republicii Moldova sau europeni. În acest sens noi am utilizat expertiza, dar și bunile, bunile experiențe a organizației pe care o conduc și atunci când am discutat cu domnul Sergiu Mania de la APIT și directorul Căilor Ferate, încă în data de 15 septembrie, am propus să mergem la Iași, ulterior la Odessa, revenind la Chișinău, astfel încât cu interesând autoritățile publice să valorifice la maxim potențialul de a valorifica ruta feroviară Iași și Odessa. De ce? Pentru că acel potențial turistic, vorbim de situația în care multe persoane, din păcate, și-au anulat din cauza restricțiilor de circulație biletele sau vizitele scurte de tip city break în alte capitale europene, se le poate realiza între Iași, Chișinău și Odessa. Având anterior un anumit număr de proiecte recunoscute la nivel european, am uh, uh, convins mai mulți eurodeputați să adreseze mai multe întrebări către Comisia Europeană, inclusiv și o scrisoare adresată Comisarului European, Vălean, prin care am solicitat respectuos extinderea programului Discover EU, care este în Uniunea Europeană implementat începând cu anul 2018, o inițiativă uh, a Parlamentului European care prevede oferirea permiselor de călătorie, cum se spune în Occident, la noi se ar spune bilete de călătorie, tinerilor de 18 ani, care ar explora cultura, istoria, ar, deveni, ar dopândi competențe de viață în alte țări din Europeană. Noi am cerut ca acest program să fie extins pentru tinerii din regiunea Odessa, județul Iași și Republica Moldova, așa încât 10.000 de tineri, deci în cuantum egal între cele trei regiuni, care sunt aproximativ comparabile după populație, se poate primi în perioada februarie-decembrie 2022 aceste uh, permise de călătorie sau bilete, dacă doriți să le spuneți, uh, gratuite din partea Comisiei Europene sau Uniunii Europene. Uh -huh. uh, ei automat, exact cum și Uniunea Europeană, exact cum propune conceptul că și eu sunt, autor, eu sunt autorul, uh, devenind ambasadori europeni, uh, ambasadori Discover EU, da? deci așa să le spunem, prin aceasta, acești 10.000 de tineri ar contribui la promovarea acestui traseu și valorificarea acestuia. Pentru că dacă să le spunem lucrurilor pe nume, trebuie să recunoaștem că, din păcate, într-o anumită perioadă de timp, foarte probabil vom, vom constata restricții noi, ceea ce de fapt va constitui situația în care oamenii vor fi reticenți să călătorească la distanțe lungi. Fiind posibil mai puțin reticenți să călătorească la distanțe scurte, pe perioade scurte. Aici această oportunitate de a călători cu trenul între Iașchi și Năuși și Odessa ar putea fi o gură de aer pentru a salva locuri de muncă. În referință la ceea ce înseamnă conceptul, procesul, proiectul de digitalizare a sectorului turistic, astfel, domnule Calestru, cum vedeți dumneavoastră această inițiativă? Digitalizarea tot timpul aduce beneficii, optimizând costuri, aducând cât mai aproape beneficiarul final de ofertant. Și prin aceasta, sigur că toți au de câștigat. Uh -huh. Asta fiind spuse împreună cu primăria Iași, pentru traseul feroviar sau pentru ruta feroviară iași și odessa urmează să dezvoltăm în perioada următoare o platformă online care ar promova ruta feroviară iași și odessa așa încât orice călător ar putea să scaneze QR codul care s-ar afla în tren. Uh, și ar putea primi informație foarte practică. Uh, care sunt costurile estimative pentru serviciile de cazare, taxi, restaurant, unde ar putea merge, ce ar putea vizita, care ar fi recomandările pentru o zi, trei zile, cinci zile. Și prin aceasta, uh, sigur că calea ferată asigurând și internetul stabil în tren, uh, călătorul va folosi acelea câteva ore când se va afla de între Iași, Chișinău și Odessa, vorbim de trei ore între fiecare dintre cele trei capitale, așa încât să-și planific o vizită scurtă sau mai puțin scurtă. Iar dacă ne imaginăm că la finalul, sperăm noi, acestor lockdown-uri, care din păcate urmează, toți vor fi la nivelul de start sau un de zero, dacă îmi mă, dacă mă permiteți așa să spun, atunci când Republica Moldova ar putea valorifica acest traseu împreună cu colegii din Odessa și Iași, cu certitudine că vom avea un pic de uh, timp sau un pic de uh, oportunitate de a valorifica acel potențial enorm care există. Uh -huh. În diferite domenii. Domnule Călăstor, în opinia dumneavoastră, cum vedeți aceste creșteri de prețuri și cum vor influența ulterior costurile la serviciile de mijloci turistice. În acest sens, împreună cu grupul de lucru creat, cu APIT și cale ferată, noi am propus, împreună cu cele trei primării, Iași, Chișinău și Odessa, ca să gândim un mecanism de compensare parțială sau într-un anumit quantum a costurilor pentru biletele de tren. Așa încât călătorul să fie nu doar călător care trece prin Iași, și Chișinău sau Odessa, dar să fie turist și să se cazeze în unitățile de cazare care achită impozitele. Asta fiind spuse, am propus și suntem în etapa de coordonare a unui mecanism prin care primăriile Iași, Chișinău și Odessa, pe 27 septembrie fiind sub patronajul primarului Iași la Iași, 28 octombrie la Odessa și 29 noiembrie peste o săptămână la Chișinău, să venim cu propuneri foarte concrete, care ulterior să fie aprobate la consiliile locale, astfel încât autoritățile publice locale, care ar beneficia cel mai mult Iași, Chișinău și Odessa, să creeze un cadru de cooperare, mulțumit inclusiv și a idep să subvenționeze turismul, iar prin cazare la unitățile de cazare, să să acorde direct asistență uh, pentru a salva locurile de muncă, ceea ce este un obiectiv foarte important. Și în acest sens, în decembrie, pe data de 9 decembrie, vom organiza o dezbatere în Parlamentul European, dezbatere la care uh, vor participa mai multe persoane notorii, uh, care vizează anume proiectul de extindere a inițiativei europene Discover. EU, pentru Iași, Chișinău, Odessa, pentru tinerii din cele trei sau din regiunea Odessa, județul Iași și Republica Moldova, iar datorită acestor 10.000 de tineri care vor călători între Iași, Chișinău și Odessa, vom putea populariza această regiune și vom putea acorda direct um, asistență sau sprijin domeniului turismului. Iar vis-a-vis -vis de prețuri, sunt lucruri inevitabile care poți să le discuți, poți să nu le discuți, dar ele se întâmplă. Și atunci putem să facem ce putem noi să facem mai bine, iar ceea ce nu putem influența, asta este realitatea.